Bine v-am găsit la un nou episod din Sistemul Nervos. Astăzi vom vorbi despre continuarea sistemului nervos central și anume din trunchiul cerebral. Continuarea va fi în cazul acesta măduva spinării. Dacă ar fi să avem acces la coloană, să putem trece de acel înveliș osos care îi conferă o protecție dură, am vedea că măduva spinării este învelită de încă niște straturi protectoare. De ce este nevoie să fie atât de protejată? Păi pentru că măduva spinării este de o textură și structura ei este practic mai gelatinoasă, e moale. Astfel că dacă am suferit impacturi mai mari și mișcările ar fi peste tot, iar ea nu ar fi conținută în niște foițe, ea s-ar împrăștia, fără doar și poate. Dar ca o măsură adaptativă, corpul a dezvoltat anumite măsuri de protecție. Și acum vom aminti despre meninge. Acesta îl găsim în întreg sistemul nervos central, deci protejează atât creierul cât și măduva. Și după cum putem vedea, cel mai în exterior avem cea mai dură foiță, numită dura mater, da, iar aceasta este greu penetrabilă. Dacă ar fi să luăm o foarfecă și să ne croim drum prin dura mater, deci să o despicăm și să avem acces mai profund, vom vedea că imediat sub avem o a doua foiță numită arahnoidă. Între dura mater și arahnoidă există totuși un mic spațiu și atunci când vom face referire de drag orientării la spațiu dintre arahnoidă și dura mater, ne vom referi în spațiul subdural. În momentul în care trecem mai departe de arahnoidă și ne facem loc mai adânc, vom vedea că mai avem încă un strat care este proximal, cel mai profund, care conține, practic, măduva spinării sau creierul. Acest strat se numește pia mater. Relația între arahnoidă și pia mater este aceea dată de acele ligamente, de acele trabecule sunt numite, care vin din arahnoidă și se prind de pia mater. Acum, arahnoida e ținută la o distanță de pia mater și ceea ce ai făcut să nu meargă chiar până la dura mater și să o comprime sunt acele trabecule care țin distanța precisă. Ce umflă în schimb ca un balon arahnoida și o ține la depărtare de pia mater este lichidul cefalorahidean, despre care am discutat data trecută, unde și cum este produs și care e funcția lui. Și în cazul acesta, în momentul în care avem impact, cădem pe spate, primim un punct, avem un accident, ne rostogolim, picăm pe scări, indiferent de evenimentul traumatic, este un absorbant de șoc incredibil, astfel încât măduva spinării, chiar dacă ea se mișcă într-un anumit grad înăuntru acestor foițe, acest mecanism absorbant de șocuri vine și protejează structura gelatinoasă care este măduva spinării. Aceste foițe, dura mater și arahnoida, merg până în capătul coloanei, adică trec de sacru și se prind până pe interiorul oaselor coccisului, coccigiene. Însă, ultima foiță, cea mai profundă, pia mater, se termină undeva la L1-L2, după cum putem vedea, pentru că nici măduva spinării nu merge mai departe. De dragul orientării, ca să înțelegem cam până unde va veni măduva spinării, dacă ne sprijinim palmele pe crestele iliace și ar trebui să ne trasăm relativ o linie dreaptă policele posterior, am găsit apofiza posterioară de la L4.
ce este sub L4 am găsit L5 și sacru, iar ce am găsit deasupra este L3, L2, L1. Între L1 și L2, deci undeva aici, se oprește măduva spinării. De aici în jos se continuă practic dura mater și arachnoida, formând cisterna, iar această cisternă este plină de lichid cefalorahidian, iar pia mater din acest punct în jos și până la coccis se continuă într-o singură prelungire subțire numită filum terminale și se prinde de internul coccigian încercând să fixeze măduva, astfel încât chiar dacă ar fi să dansez sau să fac multe activități dinamice, măduva spinării nu se duce în sus și în jos și se mișcă, ea rămâne fixă. Deci putem vedea de unde e de la occiput și până la nivelul L1-L2 vine măduva spinării, iar cauda equina în cisternă continuă până la ultima vertebră coccigiană intern, o distanță destul de mare. Desigur, nu este singura stabilizare oferită de acest pia mater. Pia mater mai dă și sporadic în jur de 20 și ceva de ligamente laterale, numite ligamente denticulate, menite să stabilizeze măduva în interiorul canalului medular, să nu se balanceze prea mult stânga-dreapta. Deci filumul terminale stabilizează în capăt, iar aceste ligamente denticulate, 20 și la număr, perechi, ne stabilizează măduva spinării astfel încât să nu avem prea multă mișcare stânga-dreapta. Deci chiar în interiorul canalului medular, măduva spinării este destul de bine ancorată și protejată de șoc. Însă aceste structuri nu sunt singurele care stabilizează și protejează măduva spinării. Dacă ar fi să intrăm într-o secțiune și să ne uităm de sus în jos dintr-o perspectivă anterioară, am vedea că există o structură ca un H sau ca și un fluture mai degrabă, cu aripile mai groase jos, cu aripile un pic mai subțiri în partea de sus. Numim aceste coarne posterioare, anterioare și desigur partea cea mai lată a aripii de jos o vom numi cornul lateral, ce este mai în lateral. Vom discuta în materialul următor despre substanța albă și substanța cenușie. Astăzi vreau doar să povestim despre partea aceasta anatomică și structurală care oferă protecție măduvei spinării. Deci, observăm substanța albă, substanța cenușie conținută în această structură ovalară, dacă facem o secțiune în măduvă, și vom vedea cum în jurul structurii ovalare, adică a măduvei spinării, vom avea pia mater. De la pia mater vom vedea lateral acele structuri denticulate care ies prin arachnoidă, ies prin dura mater. Apoi vom vedea că de la pia mater până la arachnoidă există un spațiu umplut de fluid, acesta este LCR-ul. De la arachnoidă până la dura mater există încă un spațiu subdural extrem de mic, iar de la spațiu dural, dura mater, până la externul canalului, înspre oase și ligamente, mai avem ceva. Avem adipocite, avem structură grăsoasă care iarăși vine să ofere o protecție, dar și un tampon. Deci ia că avem foarte multă absorpție de șoc în caz de nevoie. În cazul craniului, aceste meninge, foițele acestea, sunt
harnașate prin dura mater care aderă aproape de craniu, după care în imediat subdural se apropie arahnoida. Sub arahnoidă găsim pia mater. Arahnoida este umflată ca și cu un balon, însă balon plin cu lichid, cefalorahidian, iar ceea ce îmi ține la distanță sunt acele trabecule care se prind de pia mater. Cumva este important să reținem aceste structuri și în funcție de ele putem să înțelegem mai bine atunci când avem un traumatism craniocerebral sau medular și vorbim de hemoragie epidurală sau subdurală, dacă vorbim de hemoragie subarahnoidiană, dacă vorbim de hemoragie intracraniană și așa mai departe, știm în care parte sau cât de superficial sau profund ne aflăm și ce impact va avea cel mai probabil. Și de asemenea, același lucru poate fi zis și în momentul în care trebuie să înțelegem unde se face anestezia, da? Când vorbim de coloană, poate să fie epidurală, subarahnoidiană sau alte asemenea tipuri de acțiuni. Terminologia e foarte importantă pentru a ne orienta. Deci am văzut că deși putem să ne mișcăm și să avem acțiuni destul de complexe din perspectivă motorie, totuși, sistemul nervos central are mecanismele lui de ancorare și de protecție internă. Haideți să vedem la exterior și mai dur ce protejează sistemul nervos central și mai anume măduva spinării de alte șocuri. Păi desigur, măduva spinării se află în interiorul canalului medular. Acum, canalul medular este format dintr-o serie de vertebre. Haideți să discutăm despre vertebră, cum aceasta este formată din corpul vertebral, din apofize transverse, legătura dintre corpul vertebral și apofizele transverse, apofizele transverse și merg într-un arc, ca o arcadă de la construcțiile gotice din nordul Europei, merg spre apofiza posterioară. Ce avem de la apofizele transverse? Avem procesele spinoase superioare, iar ce avem inferior sunt procesele spinoase inferioare. Și acum vom putea observa cum între doi corpi vertebrali ei sunt articulați de către acele discuri intervertebrale, structuri fibrocartilaginoase, deci greu regenerabile, care au în interior un nucleu pulpos. Acel nucleu pulpos este și el în sine o structură menită să absoarbă șocuri. Apoi, ziceam că un corp vertebral, după cum putem vedea la cel de sus, are proces articular spinal inferior, da? Iar la cel de jos putem observa procesul spinal articular superior, care se articulează cu cel de mai sus inferior și formează o articulație sinovială. Deci ele sunt două capete articulare care au îmbrăcăminte de cartilaj hialin, deci alunecă. În momentul în care avem mișcări din coloană, la nivelul acestor articulații, alunecarea se face foarte facil. Iar aceste procese articulare sunt îmbrăcate într-o capsulă sinovială, deci înăuntru acestora vom găsi și lichid sinovial. Ce găsim în interiorul acestui cerc creat de corp vertebral, apofize transverse, apofize posterioară, pe înăuntru va fi numit canalul medular. Însă, nu doar discurile și acele procese sunt stabilizările. De fapt, vom vedea că vom avea o sumedenie de stabilizări la nivelul acestor corpi. În cel mai anterior plan, la nivelul anterior al corpilor vertebral și a discurilor, vom avea ligamentul anterior longitudinal. Posterior vom avea ligamentul posterior
longitudinal. De la acesta vom avea grăsimea aceea tapetată pe care am văzut-o înainte, cele patru foițe, apoi în posterior, înainte să ies spre apofizele posterioare și arcurile create de la apofiza posterioară spre apofizele transverse, vom avea ligamentum flavum care se duce de sus de la occiput și până jos în canalul medular. Vom avea lateral pe apofizele transverse ligamentele intertransversale. Între apofizele posterioare vom găsi ligamentul interspinal și peste cel mai posterior vom găsi ligamentul supraspinal. Deci, stabilizarea la nivelul acestei structuri a coloanei este foarte bine realizată. Atât cât vorbim de faptul că am vrea să avem mișcare mai mult decât poate ar fi sănătos sau în termen de siguranță să se întreprindă acea mișcare, cât și în momentul în care suferim diferite traume din cauza unor accidente. Cădem de pe bicicletă, cădem pe scări, picăm de pe cal, ne rostogolim, dă cineva cu noi de pământ, primim din greșeală sau intenționat un pumn sau un picior în spate. Energiile, pe lângă că sunt dispersate de structura arhitecturală a proceselor spinoase sub formă de arcadă, mai avem și acele structuri absorbante de șoc, grăsimea din jurul meningelor, apoi în interiorul meningelor, mecanismul meningeal de absorpție cu lichid cefalorahidian, care asigură o oarecare mișcare a măduvei spinării, însă și aceasta controlată, deoarece există filumul terminale și ligamentele denticulate care nu lasă să se ducă mult prea mult. Deci totul este cât mai bine stabilizat și ferit de șoc. Cât se poate, sigur, nu poate să protejeze de orice. Dacă ar fi să secționăm sistemul nervos central și să avem o vedere din profil, am vedea că la nivelul cervical L5-T1 și la nivelul lombar L1-L2 vom avea două măriri, două dilatări mai mari și acolo cel mai mult vom vedea dilatările, cum numeam acel fluture, mai mari în față, în cornul anterior și poate lateral, dar cel mai mult anterior, unde vom vedea data viitoare când discutăm despre substanța albă și cenușie, că vom avea eferențele, implicațiile motorii. Ce ne asigură nutriția măduvei spinării sunt, pe de o parte, vertebrobazilarele, da, deci din aortă ies subclavie, din subclavie urcăm cu vertebrobazilarele pe la C6, de la C6 intrăm prin apofizele transverse, prin niște foramine în aceste apofize transverse până la ultima vertebră unde iese afară și urcă în occiput, dar înainte să urce în occiput și să intre în cercul lui Willis, cele două vertebro-bazilare coboară, se anastomozează și intră direct. Și atât artera anterioară singură, cât și cele două posterioare, merg de la occiput până jos la nivelul terminal a măduvei spinării, pe tot traseul acesteia. Însă nu e singura cale de alimentare a măduvei spinării și desigur a cozii de cal, mai avem și niște colaterale importante care de la aortă merg în prejurul corpului vertebral și asigură segmentar alimentare din aceste colaterale, astfel încât coloana să fie bine irigată. Un aspect foarte important pentru care a meritat să menționăm această irigare: în sistemul nervos se consumă peste 40% din disponibilul de oxigen pe care corpul nostru îl gestionează.
ținând cont că sistemul nostru nervos are 2% din totalitatea organismului, iar rezerva de oxigen este consumată în termen de 40%, este un mare consumator de oxigen, așa cum am menționat în primul material. Deci este de înțeles de ce și vedem cum și irigarea este foarte bine făcută de niște structuri extrem de importante. Desigur, avem și refluxul asigurat tot așa de corespondentele venoase și este dus înapoi către cave și introdus înapoi în inimă, dar acesta este un subiect pentru o altă serie. Așadar, data viitoare vom discuta despre substanța albă și substanța cenușie. Vom vedea atât în creier cât și în măduvă ce presupun acestea, cum să le clasificăm ca să ne putem orienta mai bine și să înțelegem următoarele materiale. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă doresc multă sănătate!